Andrei, da. Oare cine e cel mai mic? Cine, 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 cine? Hai să prezentăm pe toți. Andrei, tu de la stânga, eu de la dreapta, da? Uite, o luăm de aici. Hai. Sau de acolo, așa. Și dăm microfonul unul de la altul ca să-i cunoști și tu, Andrei. Eu mă numesc Alexia Miu și am 9 ani. Așa, mai departe. Bravo, mulți înainte. Bună. Stai că vrei să vrea să întrebe ceva. Cum a fost în Asia Express și dacă am mâncat gândaci? În Asia Express a fost minunat. Am mâncat niște... Tu mănânci gândaci? Ei, eu am mâncat. E, cum ți se pare ție că a fost în Asia? Rău? Da. Rău. A fost rău, am mâncat gândăcei. Nu mari. Așa. Nu erau mari rău, adică... La micul dejun. Da. Mai vrei să mă întreb ceva? Nu. Mai bine nu, mai bine nu. Mai departe. Bună, Andrei, eu sunt Matei Bălan și am 8 ani. Salut, Matei. Neața. Așa, ca mulți înainte. Așa. Mai departe. Bună, Andrei, eu sunt Lorelai Soare și am 6 ani. 6 ani. Bună, te pup. Soarele odată, cu primăvara asta odată. Bună, Andrei, eu sunt Luca Dinu și am 6 ani. La mulți ani, mulți ani, ce să zic? Și are o freză nouă, Luca, astăzi, da? Pentru voi, special. Cum a avut-o până acum? Era cea țepi, modelul țepi, modelul clasa, acum e... Bravo, și sacoaj, uite, așa, și respect și departe, dreptul. Așa, mai departe, ia să vedem. Bună, Andrei, sunt Alexia Vâlcu și am 6 ani. Bună, Alexia. Bună, Andrei, eu sunt Teo Ciupitu și vreau să te întreb dacă ai mâncat sarpe. Dacă ai mâncat sarpe? Sarpe n-am mâncat. Sarpe? M-a ferit Dumnezeu de șarpele ăla, dar să știi că în viitor mi-am plănuit să mănânc și șarpe, să știi. Tu vrei să mănânci șarpe? Mănâncă tu vrei? Primul, mai fetelor, uitați-vă la mine când o să fiți mari, 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 să știți un lucru. Noi, stai puțin. Fiți atente, fetelor, când o să fiți mari, domnișoare, mari și frumoase, cochete, noi serpii nu-i mâncăm, îi purtăm cu gen. Foarte frumos. Bun. Așa. Antonia, hai zic că începe să-i bine. Sunt Antonia Miu și am 6 ani și te întreb cum a fost la Asia Express. Ai mâncat gândaci? Am mâncat gândaci și a fost foarte greu, să știi. Și tot ce vezi acolo la televizor e foarte adevărat. Șarpe. Șarpe, gândaci. Și muște. Tot ce e mai rău. Și muște, muște. Muște nu. Da. Știu pe cineva care mănâncă muște. Cine? Camara. Îl știi pe Camara? Nu. Nu, nici eu. Cu părul mare. Mai zic, vată de zahăr. Vată de zahăr, da. Te-am văzut că ai crest. N-am creastă, nu, eu nu mai am. Pe mine m-a părăsit și creastă, m-a părăsit. Nu, te-au văzut mai devreme cu peruca și ne tot întrebam cu peruca. Am o perucă blondă, da. Cum i-a crescut? Pasiunea din copilărie. Pasiunea mea din copilărie a fost să port perucă. Hai să prezentăm mai departe. Antrenezi, știi că te așteaptă și pe tine vârsta asta în curând. Deocamdată ești la scutece. Așa, hai să sunăm pe cea mică. Anabel. Bună, Andrei. Bună, Andrei, eu sunt Maria Anabel Muntan și am 4 ani și 4 luni. Mulți și 4 înainte, și 4 să crești luni, mare da? Și frumoasă. 4 și cu 4. 4 ani și 4 luni. Hai, Nicol. Eu sunt Nicol și am 4 ani. Mulți înainte. Și dai un pupic la Andrei, dai un pupic. Așa. Mulțumesc! A, ce drăguț ai fost. Ia mă, tu cine ești? Cristiano Ronaldo, cine ești? Tu fă-i în ciuda, fă-i în ciuda că el n-are păr și nu o să poată să-și facă freza asta niciodată. Să nu faci asta, că fac suc, 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 suc. Să nu faci asta, că îmi pun peruca. Zi, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Denis. Și am făcut 6 ani pe Timartie de ziua mărtișă. Mulți înainte! Hai să mergem mai departe, bună dimineața, tu cum te numești? Pe mine mă cheamă Eme Bigula și am 6 ani. Și ești foarte frumușică, bună dimineața! Pe mine mă cheamă Mara. Da. Și am 6 ani și... Și câteva lunișoare. Așa, mai departe, Nața. Eu sunt Irina Dumitriu și am 5 ani. Așa, mulți Nața. Înainte. Eu sunt Beatrice Capitanu și am 6 ani. Zisă și Andreea Bereclanu, a noastră. Zisă și Andreea Bereclanu, Nața. Am văzut că urmează ceva cu Andreea Bereclanu. Eu sunt Ștefan Marie și am 7 ani. Păi nu te și noi mulți de mare, Nața. Eu sunt Ioana Bucur și am 7 ani. Nața, Ioana. Eu sunt Mara Moraru și am 7 ani. Și bună dimineața. Eu sunt Renata Bălan și am 9 ani, doar că. Nu mai Alessia și colegele mele s-au uitat la Asia Express, doar și eu și oul acela de rață. Cât de gustos a fost? Oh, mai bine nu întreb. Deci știu ca tot. Ca să-ți revii, vreau să spun așa. Imaginează-ți că e un pui mic. Da. Da? Care s-a stricat. Spune, nu ai prins un pui de la mic care se strică, da? Și când îl mănânci tu simți ciocul cu gheara. Nu mănânci penele. Asta niciodată. Cum zici că a fost? Foarte rău, fiindcă ți-am văzut fața.
Să știi că o țară întreagă. O țară deci întreagă. Deci arăta foarte rău că ți-am văzut fața. Deci e reprezentativă. Dragilor, da. Sunteți superbă. Alina, trebuie să vorbim și cu tine. Spune ce mi-ai făcut că n-am mai văzut. Ce să facem? Lucrez cu copii, mai am o grupă de copii, de vacanțe, copii începători ceva, vacanța, care Alina. Se uită acum la noi și care urmează și ei să așa. Apară aici la voi când o să mai dar la voi nu a fost cod roșu, portocaliu, de zăpadă, de nisori?